Județul Hunedoara a rămas fără vaccin antigripal. La doar o lună de la aprovizionarea stocurilor Direcției de Sănătate Publică a județului cu peste 9300 de doze, după imunizarea populației pe timp de iarnă, vaccinurile au fost epuizate. Cele peste 9300 de doze de vaccin antigripal repartizate de Ministerul Sănătății au fost distribuite medicilor de familie de pe raza județului, iar imunizate au fost persoanele vârstnice, cele care suferă de boli cronice, femeile gravide, dar și personalul medical. Până în prezent nu au fost consemnate cazuri de gripă, numărul persoanelor care s-au îmbolnăvit de viroze acute sau pneumonii rămânând constant de la o săptămână la alta. La DSB Hunedoara a fost înregistrat un număr de peste 900 de cazuri de îmbolnăviri, dintre care peste 300 s-au dovedit a fi pneumonii. Pentru a evita răcelile, medicii le recomandă pacienților să se îmbrace corespunzător în momentul în care ies din casă și să respecte pe cât posibil normele de igienă.